În era în care totul se întâmplă acum, Kinderpedia face ca totul să se întâmple mult mai ușor. Am și uitat cum era să ai o mulțime de aplicații, fiecare cu alt scop. Kinderpedia aduce sub aceeași umbrelă majoritatea căilor de comunicare cu părinții. Avem aici mesaje rapide, chat, newsfeed, media, documente, facturare. Modulul de management financiar m-a convins ale Kinderpedia. Totul este automatizat. Se pare foarte ușor să efectuezi plata lunară în baza facturii primite pe Kinderpedia. Per total, să știți că sunt extrem de mulțumită de această aplicație pe care ne-o pune grădinița la dispoziție. Kinderpedia pentru mine este o aplicație ce practic aduce mai multe aplicații în același loc. Ceea ce apreciez foarte mult la Kinderpedia sunt atât partea de dezvoltare continuă, cât și partea de suport. Categoric aș recomanda Kinderpedia. Este o platformă ce înglobează tot ce își poate dori managerul unei instituții de învățământ, dar și cadrele didactice. Am preluat grădinița Heidi în 2004, deci ne apropiem de majorat. Am început cu 4 copii și 3 angajați. Acum avem în jur de 250 de copii cu vârste între 1 și 6 ani și o echipă de 50 de oameni. O parte dintre ei, bineînțeles și eu, au crescut deodată cu grădinița. Am educatoare pe care le cunosc de 17 ani. Avem absolvenți care au terminat și facultatea. În vacanțele de vară, unii dintre ei vin să lucreze la noi. Ne diferențiem de multe dintre grădinițe prin stilul educațional pe care îl abordăm, unul bazat pe dezvoltarea socio-emoțională a copiilor. Promovăm o educație cu blândețe, fără pedepse și fără recompense. În plus, îi încurajăm pe cei mici să descopere lumea înconjurătoare prin propriile simțuri, prin experimente. Îi îndrumăm și îi susținem acolo unde este nevoie, în ideea de a deveni viitori adulți independenți, cu principii și cu empatie față de lumea în care trăim. Kinderpedia aduce sub aceeași umbrelă majoritatea căilor de comunicare cu părinții. Avem aici mesaje rapide, chat, newsfeed, media, documente, facturare. Nu mai rămâne apelul telefonic independent de aplicație, dar folosirea Kinderpedia ne ajută să avem o comunicare personală foarte relevantă. Când ne auzim sau ne vedem cu părinții, vorbim doar despre aspectele esențiale dezvoltării copilului. Ne sunt de mare folos acele rubrici referitoare la masă, mers la baie și la somn. Foarte mulți părinți verifică ce și cât a mâncat copilul lor, respectiv dacă a dormit. Ținând cont de situația pandemică, aceste funcționalități ne-au ajutat grozav în această perioadă în care părinții nu au avut acces în grădiniță și în care aproape toate activitățile ce implicau o întâlnire fizică au fost sistate. Existența modulului media ne vine de asemenea în ajutor. Astfel, părinții pot vedea ce facem cu cei mici la grădini. Super ușor reușim să încărcăm poze de pe orice fel de telefon. În documente încărcăm săptămânal pentru părinți planul de activități. Kinderpedia oferă posibilitatea de a avea diferite tipuri de conturi. Astfel, adminii pot supraveghea buna desfășurare a activității, buna comunicare cu familiile, prin intermediul aplicației. Bucătarul nostru, spre exemplu, gătește numărul potrivit de porții, ținând cont de raportul de prezență zilnică din aplicație. În aceeași măsură și educatoarele își pot organiza activitățile știind câți preșcolari vor fi prezenți în fiecare zi în parte. Modulul de management financiar m-a convins ale Kinderpedia. Totul este automatizat. În afară de a crea niște planuri tarifare diferențiate la început de an, nu mai trebuie să facem mare lucru pe tot parcursul anului. Facturile se generează automat în baza informațiilor din aplicație. Fiind vorba de grădiniță, nu profităm la maxim de tot ceea ce oferă Kinderpedia pe partea de management al clasei. Spre exemplu, prea puțin am folosit partea de teme. Însă ne-am bucurat să vedem că și în cadrul temelor există posibilitatea de a revizui cele încărcate adăugând un emoji, un comentariu, chiar și un mesaj audio. Corectarea temelor este astfel mai prietenoasă. În săptămânile în care am lucrat online, am creat videoconferințe direct din aplicație. Atât educatoarelor, cât și părinților, li s-a părut totul foarte user-friendly și intuitiv pe Kinderpedia. Kinderpedia pentru mine este o aplicație ce practic aduce mai multe aplicații în același loc. Totul se întâmplă aici. De la prezență, la rapoartele zilnice despre cât au mâncat sau cât au dormit cei mici, la evenimente și anunțuri de orice fel. Economisez timp utilizând Kinderpedia. Majoritatea câmpurilor pot fi selectate pentru toată grupa, iar apoi fac ajustările individuale acolo unde este cazul. Pentru că am toată informația în același loc, nu pierd timp căutând imagini sau clipuri în vreun fișier, mesajele pe WhatsApp sau evenimente în vreun alt calendar. Încă descoper anumite caracteristici ale Kinderpedia și sunt constant fascinată de cât de user-friendly este această aplicație. Am pornit la un moment dat o campanie pe Kinderpedia pentru a întări comunitatea. Fiind în pandemie, comunicarea noastră cu părinții
este mult limitată și se rezumă la canalele electronice. Îi întrebam în fiecare zi câte ceva nou, ca să ne cunoaștem mai bine. Ce muzică ascultă când vin cu copiii la grădii, cum schimbă ritmul după ce îi lasă, ce le place să mănânce, unde ar merge în vacanță și care sunt trei lucruri pe care le-ar lua cu ei oriunde. Este impresionant cât avânt prindeau conversațiile și cât de mult ne-au ajutat să ne întărim sentimentul acesta de apartenență. Un alt exemplu vine din perioada în care am desfășurat activitățile online. Am reușit să planific întâlnirile video prin intermediul Kinderpedia. Mai mult de atât, le-am sugerat idei de activități părinților, utilizând butonul de teme, îi rugam apoi să pozeze cele lucrate de copii acasă și să le încarce la tema specificată, pe care o și verificam. Am fost plăcut impresionată atât de cooperarea lor, cât și de faptul că revizuirea temelor implică și posibilitatea adăugirii unor emoji-uri sau unor comentarii. Mi se pare grozav faptul că părinții pot planifica absența copiilor din aplicație fără a fi nevoie să mă contacteze. Kinderpedia înregistrează solicitarea, iar eu, când o accesez, doar aprob absența gata planificată. Pentru mine este important să știu cât mănâncă Petru la grădii, dar și cât doarme. În funcție de informațiile acestea, știu să-mi planific restul zilei. Mă ajută să știu dacă am mâncat, spre exemplu, doar 25%, pentru că în acest caz eu mai vin cu o banană la mine. La fel de mult mă ajută și să aflu dacă a dormit sau nu, pentru că știu dacă este cazul să mai mergem la piscină sau mai degrabă rămânem acasă. Ceea ce îmi place la Kinderpedia este că acolo am toate pozele și filmările de la grădii. Este așa grozav să-mi văd copilul în un alt context, la activități împreună cu alți copii. Îmi place și că atunci când vreau să comunic ceva educatoarei, intru în aplicație și trimit mesajul fără a trebui să caut vreo informație prea mult. Pot să planific absența fiului meu în mijlocul nopții, ceea ce mă scutește de a deranja pe cineva la ora aceea târzie. Una dintre mămici a creat pe Kinderpedia un grup cu toți părinții din grupă, astfel pot ține legătura cu toți, fără a le salva numărul de telefon sau fără a intra pe WhatsApp într-un alt grup. De asemenea, mi se pare foarte ușor să efectuez plata lunară în baza facturii primite pe Kinderpedia. Per total, să știți că sunt extrem de mulțumită de această aplicație pe care ne pune grădinița la dispoziție. Am și uitat cum era să ai o mulțime de aplicații, fiecare cu alt scop. Scrie mesaje părinților într-o parte, dă mail-uri în altă parte, anunțuri la vizier și pe pereți, poze și videouri pe tot soiul de platforme, facturi în tabele peste tabele. În ceea ce privește echipa, înainte de a ne tehnologiza, educatoarele își notau detaliile legate de prezența copiilor, respectiv de starea lor, de cât au mâncat sau de câte ori au fost la toaletă, pe un tabel listat. Activitatea tuturor celor din echipă e mai simplă acum cu ajutorul Kinderpedia. Am aflat de Kinderpedia chiar la începuturi. Țin minte prezentarea de acum câțiva ani. Știam că există deja astfel de aplicații, așa că m-am bucurat să aflu că apar și în România. Am ales inițial o aplicație similară, dezvoltată la Cluj, pentru că avea la vremea aceea mai multe module decât Kinderpedia. Am folosit acea aplicație o vreme, doar că promisiunile legate de dezvoltarea ei nu au fost îndeplinite. Cred că nu aveau echipă dedicată. Pentru că aveam nevoie de modulul de management financiar, care automatizează emiterea facturilor pentru taxele școlare, am ales să facem echipă cu Kinderpedia. A fost plăcut surprinsă să văd cât de mult a crescut produsul față de versiunea pe care o văzusem cu ani în urmă. Îmi place că păstrăm comunicarea cu părinții pe un singur canal și astfel am renunțat la grupuri de WhatsApp, la newsletter și la e-mail-uri. Găsesc foarte util modulul de facturare, motiv pentru care am adaptat felul în care calculăm taxele școlare pentru a ne plia pe ceea ce oferă Kinderpedia. Colega mea a alocat planurile tarifare la început de an școlar, educatorii fac prezența zilnică, iar taxele se calculează și se transmit părinților automat. Ceea ce apreciez foarte mult la Kinderpedia sunt atât partea de dezvoltare continuă, cât și partea de suport. De fiecare dată când am întâmpinat o situație problemă, ni s-a oferit soluții într-un timp foarte scurt. În colaborarea cu Kinderpedia am primit întotdeauna îndrumări și soluții la situațiile apărute. Cei din echipa de suport sunt foarte prompți. Chiar când ne familiarizam cu platforma, au existat situații în care am avut nevoie de sprijin și de lămuriri cu privire la modul cum funcționează. Acestea sunt legate de tipurile de utilizator sau de diversele acțiuni posibile în grupele principale și în grupele opționale. De fiecare dată a existat o comunicare foarte bună și în majoritatea cazurilor și foarte eficientă. Consider că preșcolarii ar trebui să aibă parte de o expunere minimă în ceea ce privește tehnologia, cel puțin aici la grădini. Ei se află la vârsta la care ar trebui să descopere lumea înconjurătoare prin cele cinci simțuri, prin experimente, prin implicarea directă în tot soiul de activități.
Categoric, utilizarea unor gadgeturi nu trebuie să însemne doar vizionarea de desene, ci putem vorbi despre ascultarea diferitelor stiluri de muzică, ascultarea unor povești, utilizarea de Lego programabil și așa mai departe. Însă, dacă ne referim la utilizarea de smartboard-uri, tablete sau laptopuri, consider că le-ar fi mai mult în defavoare decât de folos. Copiii de la grădini sunt la vârsta la care au nevoie de socializare, de copii, de noi adulți cu care să interacționeze, să se joace. Categoric, tehnologia este importantă în viitorul educației, însă cu o prezență redusă în cazul preșcolarilor. În schimb, abia aștept să gamificăm școala. Categoric, aș recomanda Kinderpedia. Este o platformă ce înglobează tot ce își poate dori managerul unei instituții de învățământ, dar și cadrele didactice. De la gestiunea financiară, cu tot ceea ce înseamnă facturare și rapoarte de tot soiul, la buna desfășurare a activităților educative, totul se poate realiza cu ajutorul acestei aplicații. Educatoarele noastre economisesc timp prin bifarea rubricilor puse la dispoziție. Prezența zilnică, mese, somn, utilizarea toaletei, iar informația ajunge la părinte real-time. În era în care totul se întâmplă acum, Kinderpedia face ca totul să se întâmple mult mai ușor. Aș recomanda Kinderpedia și pentru suportul foarte profi și prompt. Solicitările noastre sunt soluționate de fiecare dată într-un timp foarte scurt.